Zeci de elevi de la mai multe unități de învățământ au încercat să impresioneze vizitatorii expoziției culinare găzduite de Liceul Economic Petre S. Aurelian. Ei au prezentat o serie de preparate al căror ingredient principal este mărul. Dacă mare parte dintre participanți au optat pentru celebra prăcintă cu mere, au existat și elevi care au ales să prezinte o serie de decorațiuni făcute din acest fruct. A doua etapă se numește Alegând o hrană sănătoasă, avem o hrană sănătoasă și astăzi ne-am gândit să facem tot ce ține de măr. Deci, între ghilimele vorbind, mărul este vedeta acestei activități. Și fiindcă este și perioada postului, ne-am gândit să facem mai multe variante de pregătire a mărului, care putem să spunem că acești copii astăzi s-au prezentat cu decorațiuni din mere, care intră în categoria deserturilor și putem să avem un aspect estetic și senzorial și foarte bun. Acțiunea de astăzi face parte dintr-un proiect educațional inițiat de cadrele didactice de la Liceul Economic Petre S. Aurelian. Încercăm prin aceste activități, la care invităm specialiști în domeniu, să trezim elevilor interesul pentru gătit, interesul pentru aranjarea unei mese la standarde înalte. Scopul acestui proiect este reprezentat de dorința dascălilor și angajatorilor din domeniu. Deosebită. Mă bucur că particip la această acțiune copii de la mai multe școli, de la școala 7, de la școala 8. Constat că școala profesională pe zi ce trece ia avânt, constat că au început pe zi ce trece, mă repet, să facă contracte și să aibă asocieri cu agenți economici foarte puternici din Slatina, cărora le asigură forța de muncă. Și asta înseamnă că ne îndreptăm și ne mișcăm în direcția bună. Cu Liceul Economic și suntem colaboratori de practică de câțiva ani buni, lucrăm foarte bine, încercăm să educăm, să inițiem, să formăm copiii, să devină angajații permanenți în societăți comerciale din domeniu. O acțiune asemănătoare a avut loc în urmă cu o lună, când elevii și cadrele didactice de la această unitate de învățământ au marcat alături de o serie de invitații Ziua Internațională a Gătitului.